Pericol major la cea mai mare centrală nucleară din Europa. O explozie provocată de o mină rusească s-a produs astăzi la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina. Mina a sărit în aer lângă camera de control a reactorului 4 și chiar dacă nu afectează pereții groși de la reactor, poate provoca distrugeri la circuitele de răcire monitorizate de echipamentele din camera de control. Ocupanții ruși ai centralei au încercat să ascundă incidentul și au amenințat pe angajații ucraineni să nu le spună nimic inspectorilor internaționali. Centrala Zaporojie a fost ocupată de ruși acum mai bine de un an, iar Kievul și Moscova s-au acuzat de mai multe ori de bombardarea unității. Economia Ucrainei a pierdut într-un an de război aproape 30% din produsul intern brut. În acest context vine apelul liderului de la Kiev ca averile oligarhilor ruși, cele sechestrate, să fie date Ucrainei pentru reconstrucție. Pe de altă parte, contraofensiva ucrainenilor s-ar putea amâna până la vară, dă de înțeles premierul ucrainean în vizită în Statele Unite. Mult așteptata contraofensivă a ucrainenilor ar putea începe la vară, nu în primăvară, a anunțat premierul Ucrainei Denis Șmigal. Motivul amânării ar fi acela că armata Kievului are nevoie de mai multă asistență militară din Occident pentru a fi complet pregătită să lanseze o astfel de operațiune. Russia must be defeated in Ukraine and our territorial integrity must be restored. That is the only guarantee for a lasting peace. And this will be the best guarantee for security of whole Europe and the whole world. Între timp, rușii fac tot posibilul să avanseze în estul Ucrainei. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, trupele Moscovei au făcut progrese în mai multe direcții din regiunile Lugansk și Harkov, unde au intensificat atacurile și își mențin pozițiile. Iar în luptele crâncene din Bahmut, Rusia sacrifică tot mai mulți mercenari Wagner pentru a prelua controlul, fără să țină cont de pierderile uriașe. Dacă nu își vor schimba tactica, aceștia vor mai rezista doar 2 luni, susține armata ucraineană. În continuare despre acest subiect cu invitatul meu, domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua. Ce le lipsește concret acum ucrainenilor de sunt nevoiți să amâne această contraofensivă? E clar că vor să meargă la sigur. Aș preciza în opinia mea că nu este cazul de o amânare. Noi o comparăm cu speranțele care apăruseră în urmă cu câteva luni. În realitate, ucrainenii știu că această contraofensivă nu este doar următoarea, ci cea decisivă. Dacă acum nu reușesc să recupereze masiv teritoriul pe care l-au pierdut la începutul ofensivei rusești, agresiunii rusești de acum un an, le va fi greu să o facă mai târziu. De aceea își pregătesc cu atenție această contraofensivă. În realitate, timpul curge de partea lor. Cel puțin următoarele luni n-au nicio grabă, trebuie să, în final, să aibă acel corp de armată, cele 16, 12, 16 brigăzi pe care le înzestrează cu armament occidental, care vor fi vârful de lance. Bine, lucrurile sunt mai nuanțate, dar în mare acesta este lucru. Nu au voie să se joace cu această șansă și pregătirea este, din toate punctele de vedere, făcută atent. De la pregătirea soldați, comandanți, până la obținerea din partea vestului a tuturor materialelor, echipamentelor, muniție necesare. Cât de mult are legătură, exact cum spuneți dumneavoastră, poate nu amânare, ci am interpretat sau am pus noi într-o notă greșită sau așteptăm prea mult această contraofensivă, dar cât de mult are legătură totul cu scurgerile de documente de la Pentagon? În primul rând, trebuie să sperăm acest lucru și chiar dacă comparația o facem firesc, pentru că acest război este decisiv pentru întreaga regiune a Mării Negre și pentru viitorul Europei. Dar în legătură cu scurgerile respective, orice asemenea situație, care este foarte gravă, o scurgere de informații, are două fețe, în sensul în care sunt multiple dezavantaje, dar și avantaje. Pentru că acum apare foarte clar, de exemplu, că în acest moment, dincolo de ceea ce primeze la occidental, ucrainienii au 2-1 ratancuri. Un lucru care dă speranțe. Da,
ucrainienii au trebuit să țină seama de aceste scurgeri de informații, chiar dacă nu se refereau la viitoarele planuri, modul cum va decurge ofensiva concret, pentru că asta este marea surpriză. Surpriză strategică nu mai poate avea loc, cea tactică, unde, când și cum vor lovi ucrainienii. Dar au apărut destule elemente care trebuie, să zic așa, modificate, pentru că altfel, apărute public, firește, Rusia va reacționa la aceste informații și la elementele care au apărut acolo. Și apropo tot despre Pentagon Leaks, despre documentele care au fost desecretizate, putem să spunem, apare de fapt un nume astăzi, un tânăr care ar fi făcut asta. Avem câteva caracteristici ale acestuia. Cât de mult contează acum să știm cine este și de ce ar fi făcut asta? Cum funcționează de fapt tot serviciul? În general, serviciile de informații sunt simple organizații birocratice, chiar dacă sunt înconjurate de mister. Produc secrete folosind mijloacele specifice. Toată această mașinărie merge mână-mână cu asigurarea securității, în sensul în care acele secrete să nu ajungă la inamic. În situația în care apare așa ceva, prima grijă este să faci o evaluare a pierderii, cât de mare este impactul negativ, iar ulterior să găsești spionul la urma urmei sau prostuțul. L-am avut pe Snowden, bănuiesc că cel puțin primele informații vorbesc despre un asemenea naiv care a considerat că este bine să transmită aceste informații. Vom vedea. Ceea ce este grav este faptul că acolo au apărut elemente cu impact puternic și la nivel politic, de exemplu, apărea pe lângă evaluarea faptului, să spun așa, pozitivă, că rușii au probleme și că într-adevăr nu mai au capacitatea de a desfășura această ofensivă de iarnă. Apăreau anumite evaluări, serviciile fac acest lucru obiectiv și nu cu o marcă politică, așa cum apare în spațiu public, faptul că această contraofensivă ucraineană va avea, ar putea să aibă un succes limitat. Aceste lucruri se fac de obicei într-un mediu închis, pentru că trebuie să prezinte un serviciu de informații decidentului întreaga paletă de posibilități. După aceea, da, politicul apare în spațiu public un discurs optimist și așa mai departe. Mulțumesc mult de tot, domnule Mateiu. Vă mulțumesc.